Ora 14, bună ziua! 13 milioane de români vor primi ajutor din partea statului pentru plata facturilor la energie electrică. Virgil Popescu, ministrul energiei, a explicat cum se calculează exact subvențiile de la stat pentru facturile la curent și ce categorii de consumatori vor primi ajutoarele. Avem două referințe. Referință minimă, cel mai mic preț din piața concurențială, care este 64 de bani, preț mediu, și prețul mediu din piața concurențială, care este 82 de bani. Această diferență de 18 bani pe kilowatt la consumator, această diferență va fi subvenționată în totalitate de către stat. Între 30 de kilowatt și 200 de kilowatt vorbim de 5.172.193 de gospodării. Dacă mulțim cu, ne dau statisticile de la Ministerul Muncii, 2,5 persoane pe gospodărie, vorbim de aproape 13 milioane de români care vor beneficia de acest ajutor pentru energia electrică. Și firmele din România vor fi subvenționate, anunță ministrul energiei. Acesta promite bani companiilor care vor face investiții pentru a scădea consumul de energie electrică. Am lansat acel program care este în finalizare de evaluare, Electric Up. În sensul, companiile, IMM-urile, în acel Electric Up, li se subvenționează 100% până la 100 de kW pentru autoconsum, să-și instaleze panouri fotovoltaice în așa fel încât să li scadă consumul. Practic, le dăm bani să-și instaleze o unitate de producere a energiei electrice, care, evident, are cost zero din punct de vedere al prețului energiei. Am luat decizia la nivelul Ministerului să finanțăm absolut toate proiectele care au fost depuse. Încercăm să-i ajutăm să-și adapteze inclusiv instalațiile de producție, să investească în echipamente mai puțin consumatoare de energie, mai puțin energofage. Da, și discutăm despre acest subiect în continuare cu invitații mei. Bruno Ștefan este într-o legătură video, sociolog, și îi mulțumesc foarte mult. Săbuna, mulțumesc de invitație. Și de asemenea profesorul Cristian Păun. Domnule profesor, bună ziua! Domnule profesor Păun, bună ziua, dacă ne auziți? Bună ziua, mă auziți? Da, vă aud perfect. Domnule profesor, am să încep cu dumneavoastră. Cum vedeți aceste anunțuri făcute de guvern în privința prețurilor la gaze, dar și energie? În primul și în primul rând, trebuie să spunem că această creștere de preț nu este doar în România, este o creștere de preț la nivel global și că tendințele pe termen lung vor fi cam acestea, tot de creștere, și doar pentru că vrem ca această energie electrică, energie în general, să fie mai verde, să polueze mai puțin, și oamenii trebuie să înțeleagă că tot ce e mai verde și poluează mai puțin e mai scump. E o ecuație economică foarte simplă. Acum, soluția pe care a ales-o guvernul este subvenționarea prețului. Nu este clar dacă ministrul a obținut aprobare de la Uniunea Europeană pe această subvenție, pe acest ajutor de stat. Probabil că documentele sunt depuse, să sperăm că Uniunea Europeană va fi de acord cu această subvenție. Este o subvenție pe care dumnealui a calculat-o plecând de la preț minim și de la un preț mediu în ultimele 6 luni. Numai că prețul a crescut foarte mult în ultimele 3. Și atunci ne putem trezi, de exemplu, că acum avem un preț semnificativ depărtat de media respectivă, calculată pe niște prețuri mici acum 6 luni și prețuri mult mai mari în prezent. O medie întotdeauna se formează din valori mari și valori mici. Noi acum suntem în zona valorilor mari, ceea ce înseamnă că acei 18 bani pe kilowatt anunțat s-ar putea să fie destul de puțin prin comparație cu prețul final pe care îl plătim deja în momentul de față. Asta ar fi o problemă. O altă problemă este că această subvenție se dă din profitul companiilor de energie. Hidroelectrica, am văzut, nuclear, electrica, în general cele care nu plătesc certificate verzi. Problema mare este că tu iei banii acestor companii, nu de azi de ieri, la fel a făcut și PSD-ul în trecut, a luat banii acestor companii, de asta ne aflăm unde ne aflăm în momentul de față, pentru că nu s-au făcut investiții în capacități de producție noi de energie electrică în ultimii 5-6 ani. Banii companiilor din energie mereu au fost luați cu japca și duși la bugetul de stat. La fel vedem și aici, acum,
banii din subvenție vor veni de la profiturile acestor companii care trebuiau reinvestite. Hidroelectric are o grămadă de hidrocentrale pe care trebuie să le ia la reparat, să le ia la retehnologizat, pentru că sunt hidrocentrale foarte, foarte vechi. Să vedem de și opinia sociologului Bruno Ștefan. Vă rog să rămâneți alături de noi, domnule profesor. Așadar, cum comentați aceste măsuri, domnule Ștefan, și cum vi se pare ideea guvernului de a acoperi subvențiile pentru consumatori din dividendele speciale de la hidroelectrica, măsura despre care vorbea profesorul Păun? Să duc mai departe ideea domnului Păun. Această creștere a prețului din ultimele zile o să reprezinte pentru populație o reducere foarte mică a facturilor. Și este adevărat, prețurile vor crește, dar nu doar la factura directă de energie, ci și la toate celelalte cheltuieli. Tot ce cumpărăm necesită energie pentru producerea lor. Și ca urmare, noi vom vedea o scumpire în lanț a prețurilor și dacă într-adevăr, guvernul va spune, iată, vă reduc cu atâția lei factura la energie, facturile celelalte nu le vom vedea așa. Deci eu cred, bine a spus domnul Păun, că va trebui să trăim, să ne obișnuim cu această situație și să înțelegem că specialiștii în energie caută mereu soluții de a produce energia mai ieftină, pentru că energia costă. Noi am fost obișnuiți cu un preț mic o vreme, pentru că noi am avut cărbune, am avut diverse alte soluții care nu mai funcționau, nu mai sunt rentabile acum și noi încă mai suportăm costurile și ale minelor care încă nu s-au închis din probleme sociale. Deci eu cred că vom simți în această toamnă efectul destul de puternic al creșterii prețurilor. Dar cred în același timp că nu va fi ceva așa de catastrofal cum erau de pildă în anii 98, când prețurile creșteau de la lună la lună exponențial. Vom simți în această toamnă puțin, după care cred că oamenii își vor ajusta și consumul și diverse alte cheltuieli în așa fel încât se vor obișnui cu acest lucru. Da, domnule profesor, plafonarea energiei electrice în 2019 și în 2020 ar putea fi cauza acestor creșteri. Vom reveni la subiect. Deocamdată mergem să vedem ce spune premierul la ceremonia de schimbare a denumirii sălii mari a Teatrului Național Ilie Caragiale în sala Ion Caramitru. Spun că și ca manager era la fel de talentat cum era actor. Au fost rostite foarte multe cuvinte frumoase în această perioadă și mesajul meu o să fie unul foarte scurt, pentru că orice și oricât aș spune eu, nu aș reuși să ilustrez ceea ce a însemnat Ion Caramitru pentru noi românii. Știu că redenumirea sălii mari a Teatrului Național din București în sala Ion Caramitru este un gest mic, dar este un simbol care arată recunoștința sau arată prin care noi ne arătăm recunoștința pentru tot ce a făcut Ion Caramitru în activitatea sa culturală. De acum, piesele jucate în această sală a Teatrului Național vor avea o însemnătate aparte și astfel moștenirea lăsată de domnia sa nu se va pierde niciodată. Mulțumim, Ion Caramitru! Aș vrea să vă propun în acest moment să ținem un scurt moment de reculegere. Vă mulțumesc! Premierul Florin Câțu a fost la ceremonia de schimbare a denumirii sălii mari a Teatrului Național Ion Luca Caragiale din București, în sala Ion Caramitru. S-a ținut și un moment de reculegere în memoria marelui actor. Au participat la eveniment prim-ministrul, de asemenea ministrul culturii și membrii familiei Caramitru. Revenim la discuția cu invitații mei. Discutam despre cu totul altceva, despre ajutorul pe care îl vor primi 13 milioane de români din partea statului pentru plata facturilor la energie electrică. Domnule Păun, v-am întrerupt. Vă rog să vă continuați ideea. Vroiam doar să mai spun următorul lucru, că în momentul în care tu privezi producătorii de energie, mai ales cei care sunt cu energie verde, hidroelectrica, nucleară, electrica, de banii de investiții, tu de fapt amâni foarte mult
rezolvarea sau amâni rezolvarea problemei. Noi în continuare o să avem probleme de producție și în continuare vom avea dificultăți în a găsi energie produsă în România, energie ieftină. Noi avem iernut care în momentul de față este oprită investiția. Avem de asemenea gazul de la Marea Neagră oprită complet investiția acolo. Deci noi degeaba plafonăm, degeaba dăm subvenții, dacă pe partea cealaltă lucrurile care trebuie să se întâmple nu se întâmplă de an bun. O să ajungem după 6 luni să fim exact în același punct ca în momentul de față, să depindem de gazul rusesc, să depindem de exterior, să depindem de importuri și, evident, să fim vulnerabili cu toții, că până la urmă am ajuns să fim vulnerabili cu toții ca urmare a unei politici păguboase, mai ales în domeniul energiei. Energia este sângele economiei în momentul de față, a economiilor moderne, este cel care ține în viață și pulsează întreaga industrie, întreaga economie. Ori noi nu am avut o politică în zona asta și nici nu am gândit pe termen lung, pentru că era inevitabil să renunțăm la cărbune. Nu se mai poate produce energie electrică pe cărbune în Uniunea Europeană. Da, a vorbit profesorul Bruno Ștefan despre scumpirii în lanț la care ne putem aștepta, asta în contextul în care rata inflației a crescut în luna august cu 5,3%, energia electrică s-a scumpit și ea cu 25%. Nu același lucru putem spune despre salariul mediu al românilor. La ce ar trebui să ne așteptăm? Sigur, sărăcim atunci când plătim toate aceste, cum să spun eu, incompetențe ale politicienilor, sărăcim. Cetățeanul de rând întotdeauna este cel care plătește nota de plată prin prețuri, prin calitatea unor produse, prin lipsa unor produse de pe piață și așa mai departe. Da, vor apărea aceste scumpiri cu siguranță, va trebui să avem propriile strategii pe bugetele noastre care sunt mai sărace decât bugetele europenilor în momentul de față. Și foarte curând, Doamne ferește, să nu vedem și probleme mai mari, de genul intrării în incapacitate de plată a familiilor, nu își mai pot plăti ratele la bancă și așa mai departe, pentru că situația nu este deloc plăcută. Da, subvenționează guvernul energia electrică, putea plafona, putea face orice altceva. Dar da, atunci când vorbiți despre plafonare, ne întrebăm, este subvenția o idee mai bună decât plafonarea din moment ce investițiile nu vor fi afectate? Și plafonarea are o problemă. Investițiile vor fi afectate cu subvenția și plafonarea are o problemă, pentru că plafonarea, în principiu, se va aplica la toată lumea. Nu face diferențierea între cel care consumă mult și cel care consumă puțin. Și plafonarea prețului final lovește foarte mult în producător până la urmă, pentru că doar o treime din prețul final este preț de producție, restul sunt taxe și respectiv transportul energiei electrice prin transelectrică. Ori tu când plafonezi prețul și îl scazi destul de mult, să presupunem că îl scădem la zero, dar îl plafonăm la zero, lucrurile astea încep să aibă mari probleme și atunci o să asistăm la probleme în industrie, care și așa are probleme, repet, din lipsa de investiții. Deci, pe lângă toate aceste anunțuri, care, repet, nu reprezintă decât o salvare de moment și un paliativ, dacă nu facem și ceea ce trebuie să facem, operația chirurgicală corectă, aceste lucruri sunt în van. Și da. Care e operația corectă? Lăsați-mă să aduc și eu un ton pozitiv. Parlament pe repede înainte, ca să repornim gazele. Vreau să vedem ce se întâmplă la el. Vom ajunge și la ceea ce se întâmplă cu plafonarea prețurilor la gaze. Aș vrea să-l rog să-și continue ideea și pe domnul Bruno Ștefan. Da, tonul e pesimist, dar eu văd și partea plină a paharului. S-a depus PNRR-ul și urmează să primim până la sfârșitul anului 2 miliarde de euro în cercetare în domeniul energiei verde. Deci eu spun că această criză energetică va dura foarte puțin, adică e vorba de câteva luni, vom ieși în primăvară cu o altă aranjare a energiei. Gândiți-vă ceva, în problema energetică este o problemă de securitate națională, una fundamentală. Noi avem o strategie de siguranță energetică.
și independența energetică a fost obiectiv în CSAT. Nu este că noi n-am avut o strategie. Am avut și eu cred că s-a și lucrat în domeniul ăsta destul de bine. Dependența de gazul rusesc a fost nu așa de accentuată ca altor țări. Da. Am găsit alte modalități. Ați pomenit despre prețul, despre gaze și e important de menționat că nu numai facturile de energie electrică beneficiază de această subvenție. 25% din factura la gaze va fi acoperită de statul român. Mai mult decât atât, premierul Florin Câțu a anunțat că a discutat în guvern despre plafonarea prețurilor la gaze, spunând că Ministerul Energiei și Consiliul Concurenței vor avea o discuție în acest sens cu cei din Comisia Europeană. Compensarea prețului la energie și gaz. Și am avut o discuție foarte bună în ședința de guvern de astăzi. Am mandatat Ministerul Muncii, Ministerul Energiei și Ministerul Finanțelor să vină cu o formă finală. Aș vrea să fie completată forma și schema cu soluții pentru compensarea clienților non-caznici. Până acum am vorbit de clienții caznici. Aș vrea să vorbim și de clienții non-caznici, în special IMM-uri. Ministrul Energiei anunță că statul va suporta 25% din contravaloarea facturii la gaze. Vor beneficia de un ajutor în sumă procentuală fixă de 25% din valoarea facturii. Pentru gaze naturale, deci vorbim de 25% sumă fixă în funcție de consum. Mai mult decât atât, executivul pregătește o nouă măsură, plafonarea prețurilor. Plafonarea prețului la gaze. Am introdus această temă în dezbatere în guvern. Domnul ministru, împreună cu Consiliul Concurenței, vor discuta și Comisia Europeană. Sunt mai multe variante la care ne gândim, dar am vrut să avem și această variantă. Deci căutăm cele mai bune soluții pentru această perioadă în care prețurile au crescut, prețurile la energie și gaz au crescut, pentru consumatorii caznici și cei non-caznici, în special până în 31 martie. Cu toate acestea, Virgil Popescu, ministrul energiei, nu se arată deloc încântat de dorința executivului de a plafona prețurile la gaze naturale și energie electrică. După mine, dacă vorbim strict de plafonarea prețului, înseamnă un semnal în piață că nu se dorește investiții. O plafonare a prețului înseamnă o descurajare a investitorilor de a veni să investească în România și de a produce atât energie electrică cât și extrage gaze naturale, știind că nu pot să vândă la prețul pieții. Deci eu personal nu sunt un adept al plafonării prețului. Da, am revenit la discuția cu invitații mei. Domnule profesor Păun, cine are de câștigat și cine pierde de pe urma plafonării prețurilor la gaze, dacă ar fi să vorbim despre OMV Petrom, Romgaz și, desigur, Gazprom? Putem să spunem că pe termen scurt am avea un câștig al consumatorului, care ar plăti un preț mai mic, fixat de stat, pe diferite criterii. Am văzut și propunerea opoziției să se ia în calcul tot așa un preț mediu pentru a-l plafona la nivelul acestuia. Din punctul meu de vedere, însă pe termen lung pierdem cu toții, pentru că exact cum s-a spus, ministrul energiei aici are dreptate, noi dăm înapoi acum, tocmai ce am liberalizat piața și acum plafonăm prețurile. Adică practic am anulat întregul proces și întregul efort pe care noi l-am făcut până în momentul de față în direcția liberalizării, plus că această plafonare are și ea problemele ei, în sensul că este în incompatibilitate cu tot ce înseamnă mecanismele de piață din Uniunea Europeană. Deci trebuie tratată cu grijă această soluție, la fel cum și subvenția, repet, trebuie tratată cu foarte mare grijă, pentru că este o imixtiune a statului în mecanismele de piață. Și încă o dată accentuez și pun acest reflector pe următoarea idee. N-am văzut nici în mesajul primului ministru și nici în mesajul ministrului energiei ce se întâmplă cu investițiile, ce se întâmplă cu Marea Neagră, ce se întâmplă cu... Da, despre asta ne pregătim să vorbim după o scurtă pauză și desigur că
O să ne dorim să primim un răspuns de la domniile voastre. Am mai fi fost în această situație dacă gazele din Marea Neagră ar fi fost disponibile acum? E o legislație care se discută de vreo 6 ani și nu există claritate când va fi aplicată, când va fi aprobată legea offshore care poate stimula investițiile în Marea Neagră. Despre asta după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi. Da, am revenit și discutam cu profesorul Cristian Păun și sociologul Bruno Ștefan despre plafonarea prețurilor la gaze și se întreba retoric profesorul Cristian Păun dacă am mai fi fost în această situație dacă gazele din Marea Neagră ar fi fost disponibile acum. Domnule Bruno Ștefan, care este răspunsul la această întrebare? Nu știu să spun despre gazele din Marea Neagră nimic, nu mă pricep, nu știu care era potențialul. Mă abțin. Știu, de pildă, că putem găsi și alte soluții. Așa putem spune că mai putem extrage petrol și din podișul Transilvaniei. Mai spun că putem reduce TVA-ul la energie și la gaze la zero în perioada asta. Cred că multe alte soluții ar putea fi găsite relativ repede. Da? Despre ceea ce este în platou Mării Negre nu cunosc. Domnule profesor Păun, legislația se discută de 6 ani de zile și nu există claritate, nu e nimic clar când va fi aprobată legea offshore care poate stimula investițiile în Marea Neagră și asigura independența energetică a României pentru următorii 20-30 de ani. Care e explicația la care vă gândiți dumneavoastră? Regimul fiscal pe care vechiul guvern, mă refer la guvernul Dăncilă și cel de dinainte, pe care l-au aplicat gazelor de la Marea Neagră, a fost unul foarte nefavorabil. Acesta este principalul motiv pentru care investitorul puternic de acolo, o companie americană care a descoperit acele zăcăminte și le-a estimat investind o sumă importantă acolo în prospectarea acelor resurse, acel regim fiscal a făcut ca investitorul să se retragă. În momentul de față există niște discuții. Am înțeles că statul român vrea să preia el investițiile de la Marea Neagră, sunt niște investiții de miliarde acolo, foarte importante. Cantitatea de gaz de la Marea Neagră este suficientă pentru România pentru următorii 20-30 de ani. Ne-ar fi plasat undeva pe primele locuri în Uniunea Europeană ca producător de gaz. Am fi devenit un jucător important nu numai în extracția de gaz, ci și în domeniul energetic, pentru că din gaz poți să faci energie electrică și este mult mai în regulă gazul ca și resursă de tranziție, da, către energia și mai verde pe care și-o dorește Uniunea Europeană. Din păcate, nu s-au făcut pași importanți nici în ultimele luni, să zicem așa. Lucrurile trenează, nu-i nimic clar cu legea aceasta, e în Parlamentul României de ceva vreme. Intenții bune există, dar din păcate astăzi suntem victimele acestei situații. Noi trebuia deja să avem gaz din Marea Neagră undeva de acum un an jumătate, primii metri cubi din platforma de acolo. Din păcate nici anul acesta nu vom avea, după cum am văzut că sunt anunțurile oficiale, nu vom avea nici un metru cub de gaz. În schimb, importurile de la ruși, importurile de la Gazprom au crescut numai în ultimele luni cu 300%, de 3 ori. Deci se pare că cineva are un plan extraordinar de bun. Și desigur că acestea nu pot fi plafonate, ne referim la Gazprom. Ba da, le putem plafona, dar ce înseamnă că le plafonăm? Cumpărăm scump de la Gazprom și pentru că vrem să nu plătească populația prețul de piață lui Gazprom, o să ducem acel preț undeva în jos și vom plăti din bugetul de stat diferența de preț, adică pe deficit și datorie în continuare. Ne vom îndatora și mai mult ca să ce? Da. Luăm din nou o scurtă pauză și ne reîntâlnim cu invitații mei pentru concluzii. Câteva clipe. Da, despre subvențiile prețurilor la electricitate și plafonarea prețurilor la gaze discutăm în continuare și ne-am întors pentru concluzii. Domnule Cristian Păun, dacă le punem cap la cap subvențiile, plafonarea, avansul inflației, nivelul salarial la care se află românii în acest moment, cum va arăta iarna ce vine?
nu va fi o iarnă ușoară. Să sperăm că din punct de vedere climatic poate o să avem o iarnă mai caldă. Doamne ferește de o iarnă cu niște geruri din area substanțiale, că o să fie destul de mare problema. De exemplu, încă nu știm cât va fi gigacaloria în București și o să fie de asemenea un hop important de trecut. Eu sper din tot sufletul ca această criză politică în momentul de față să ia sfârșit, pentru că și ea contribuie puțin la toată această instabilitate pe care o vedem. Și cred că trebuie să fim puțin mai serioși, aici mă refer la politicieni și la guvernanți, puțin mai serioși cu ceea ce facem acolo unde suntem puși să facem. Da. Eu personal nu sunt mulțumit de cum arată și cum s-a mișcat Ministerul Energiei în ultima perioadă. Da, sincer, concluzii și pentru Bruno Ștefan, în jur de un minut mai avem. A pomenit domnul profesor Păun despre criza politică, nu e doar o criză politică, e și o criză sanitară și una economică. Ce ar trebui să aștepte românii de la această iarnă, domnule Ștefan? E doar o criză de mers încet. În mod normal, dacă s-ar accelera procesul de anvelopare a clădirilor și a blocurilor și a caselor, consumul ar fi mult mai scăzut de gaze, indiferent cât, adică, și nu ar trebui să stăm la mila lui Dumnezeu să nu fie o iarnă geloasă. Am putea urgenta o mulțime de proiecte care zac primăriile de... Eu la bloc sau în sectorul 1 avem depuse de câțiva ani dosarele pentru anvelopare. Ani! Cred că murim și nu mai vedem odată anveloparea, în condițiile în care pe vremuri se făcea pe bandă. Totul începe să se lucreze cu viteza melcului. Oamenii nu-și dau seama că trebuie să urgenteze dezvoltarea și lucrul ăsta se poate face. E nevoie doar de un management performant, altceva nimic. Da, vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc doamnelor și domnilor pentru atenție. Știri la fix cu Dan Gabor, la revedere!